Bună ziua și bine ați venit în Comuna Căiuți, televiziunii exclusiv, vă spune primarul Comunei Căiuți, Iulian Durlan. Vă mulțumesc pentru vizită și că acum, la sfârșit de an, v-ați gândit și la noi ca să transmitem un mesaj și unele gânduri către cetățenii comunei noastre, cetățenii Comunei Căiuți și a tuturor concetățenilor mei, indiferent unde s-ar afla ei, astfel, prin intermediul dumneavoastră, putând să vadă și să afle impresiile și gândurile care doresc să le transmit. Comuna Căiuți este o comună cu meleaguri pitorești, aflată între Onești și Ajut, la mijlocul distanței, o comună cu 9 sate, sate cu, și cu atracție turistică de îndeosebi. Satul Pralea, unde din timpuri se spune că au fost tot felul de personalități pe la vânătoare și tot felul de artiști. Unul din ei care a vizitat meleagurile satului Pralea în anii de mult fiind scriitorul Radu Rosetti. Suntem o comună care în decursul anilor, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, se spunea că avea cei mai de tradiție cai, cei mai iuți cai, de acolo venind și denumirea Căiuți, cai iuți, și cetățenii Comunei Căiuți se spune că ar fi urmași ai răzeșilor liberi din vremea lui Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun. Din cunoștințele mele, prima atestare care ar fi existat al Comunei Căiuți este din timpul domniei lui Alexandru cel Bun, nu pot să spun exact, dar cred undeva pe la 1430-1440, nu știu exact data. Ce să vă spun, ca să nu mă laud ca primar, aș dori totuși să aduc la cunoștință cetățenilor unele obiective realizate în Comuna Căiuți, în mandatele care am fost primar. Avem în curs de derulare acum drumul Heltiu-Vrânceni, 3,6 km de asfalt la care se lucrează, drumul modernizare zona CFR, dispensarul uman care s-a început modernizarea dânsului, dorind să fac un centru medical la standarde ridicate, unde cetățenii Comunei Căiuți, cu ajutorul celor două doamne doctori, să poată să beneficieze de consultații și de servicii medicale la un nivel mult mai mare decât a fost până acum și mult mai bun, în condiții mult mai bune. Am chiar în idee și crearea unui cabinet stomatologic în acest centru medical, așa cum îi spun eu. În decursul mandatului, cred că am reușit să rezolv mare parte problemele cu care cetățenii comunei se confruntau. Alimentări cu apă, o canalizare pe care am preluat-o de la fostul primar și am terminat-o, drumuri județene, drumul Căiuți-Pralea, unde m-am implicat și am reușit până la urmă să-l realizăm, o investiție foarte mare și era o cerință stringentă a cetățenilor din satul Pralea pentru această investiție. Am renovat școli, am construit grădinițe, drumuri, deci ar fi foarte mult și ar trebui să stăm foarte mult timp ca să le număr pe toate și să spun tot ce s-a făcut. Eu zic că m-am implicat activ și în activitățile culturale, gen crearea ansamblului Căluțu, un merit deosebit a avut domnul Eneșel Francisc. Pe această cale doresc să-i mulțumesc și pentru ultima realizare a dânsului, o revistă care se numește Satul meu, tradiție și mândrie al Comunei Căiuți. Sperăm să-i dăm tot sprijinul și ajutorul ca să poată ca această revistă să funcționeze și să avă continuitate. Eu zic că este un bun pentru comunitatea noastră și așteptăm ca în ea să apară tot felul de cetățeni, tot felul de tradiții, gânduri ale cetățenilor și multe alte lucruri. În Comuna Căiuți
Pot să spun că cetățenii sunt deosebiți. Avem cetățeni care ne putem mândri. Mare păcat că o mare parte din ei sunt plecați peste hotare și eu vă spun sincer că multora le ducem lipsa. Îi simțim că au plecat și că lipsesc dintre noi. Sunt momente când mă gândesc la foști colegi, foști prieteni cu care am copilărit. Sunt plecați în toate zările lumii. Și am momente de regrete când mi-aș dori cu adevărat să vin acasă, să putem sta, să vorbim, să împărtășim din ideile dânșilor care le-au acumulate acolo unde sunt și să vină să punem umărul, să sprijinim, să creăm ceva de valoare și o comună frumoasă, bogată și de care să ne mândrim în viitor, pentru ca și copiii noștri să poată să se bucure de ea. Așa că un mesaj, sper să vedeți, veniți acasă și să încercăm să ducem comuna căiuța acolo, în locul în care merită. Dar când veniți, să veniți convinși că vreți să veniți. Proiecte de viitor, așa cum să vă spun, pe sfârșit de an și sfârșite de mandat, așa cum știți, am declarat că nu vreau să mai candidez pentru funcția de primar, dar sper ca persoana care va fi să fie de bun augur și să poată continua aceste investiții pe care le voi lăsa, că vor fi grele și nu va fi deloc ușor. Viitorul primar trebuie să știe la ce vine și pentru ce vine, ca să facă lucruri bune pentru cetățenii comunei Căiuți. Avem în derulare un proiect cu renovarea casei Rosetti prin fonduri europene, care sperăm cât mai curând semnăm contractul de finanțare, și avem un proiect mare, asfaltarea ulițelor din satul Popeni, ulița care duce la Biserica Pralea, ulița care duce la gară și, în ultimul rând, continuarea drumului Căiuța de asfaltat de la biserică până la ieșirea din sat. Totodată suntem în discuții pentru realizarea unui after school la Căiuț, în curtea școlii, o grădiniță cu program prelungit, unde copiii, cei mici, cum am văzut și știm, tot mai mulți îi duc la Onești, să nu se mai chinui să facă navetă, să vină să-i lese la Căiuț, unde, zic eu, prin realizarea acestei investiții putem crea condiții ca și copiii mici să stea în comună, să învețe aici. Am finalizat o bază sportivă modernă, de care tinerii și copiii din comuna noastră se bucură. Lângă ea, acum avem în lucru un parc. L-am gândit pentru copiii mici, pentru mamele care vin să-și vadă soții făcând sport. Sunt copiii la un loc de joacă, punând să stea și să socializeze cu alte persoane și alți tineri care vor să iasă. Lucruri de spus ar fi multe de făcut, dar acum pe sfârșit de an doresc să transmit un mesaj tuturor cetățenilor comunei Căiuți. Le doresc multă sănătate, fericire, tot ce își doresc să împlinească, să se bucure de familia dânșilor, alături de copii, de mame, de tați, să fie fericiți și, în primul rând, să fie sănătoși, că este cel mai important lucru. La mulți ani, dragi cetățeni, dragi concetățeni ai comunei Căiuți, vă doresc tot binele din lume, un an nou cât mai bun și fericit alături de cei dragi. La mulți ani, mulțumim domnule Eugen Ungureanu, televiziune exclusiv, dorim și dânșilor la mulți ani și succes. Mulțumim!